Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Dacă te-ai născut în această zi, pe 30 martie, ai talentul de a combina prietenia dintre natura ta dinamică și spiritul comercial. Există două trăsături distinctive în caracterul tău, deși pari lipsită de griji și frivolă, trăiește în tine un antreprenor ambițios și deliberat, dornic de succes dotată cu darul elocvenței și farmec, poți lăuda păsările din cuib și apoi să le convingi să se întoarcă. Intuiția îți spune ceea ce doresc oamenii și ce să faci pentru a le oferi acestora ce vor. Energia fierbinte și entuziasmul fără oprire te ajută să mergi la țintă. Ești o persoană reptilinie, rar ori acordând atenție consecințelor acțiunilor tale asupra altora. Aceasta creează antagonism între tine și societate și... De asemenea ridică obstacole în calea succesului. Tu te poți poticni în cursa pentru obiective personale sau sociale, eșecurile în cele din urmă sunt din nesăbuință. Desigur, o astfel de obsesie duce invariabil la succes, deși recunoașterea meritului poate veni prea târziu în viață sau chiar după moarte. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, deschidere, activitate, cavalerism, ești vegheată de războinicul Marte și acest lucru se manifestă în toate sferele vieții, ai o capacitate de lucru înflăcărată și sexualitate aproape agresivă. Desigur, aici este îngropată rădăcina răului. Trebuie să înveți să-ți restrângi impulsurile decisive și să înmoi perseverența excesivă. Ai tendința să te confrunți, dar ești de asemenea capabilă să te scufunzi în calmul de gheață. Dorința, curajul și vigoarea s-au topit și amestecat în tine, rezultând o înclinație spre vanitate, nerăbdare și îndrăzneală. Eficientă și persistentă, Vei putea să faci față pasiunilor tale amețitoare și să ajungi la o pace armonioasă în spirit. Perseverența și conducerea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi dinălțimi fără precedent. Totuși, cealaltă fața monedei, temperamentul fierbinte, agresivitatea și uneori pasiunea excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot te dăuna foarte mult este mai bine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și dorința de rivalitate. Această planetă este favorabilă pentru profesori, lucrători medicali, funcționari, Actori, planeta ta în exil este Venus, lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și lipsa harului, o caracteristică distinctivă a ta este talentul tău antreprenorial, tu ești un om de afaceri născut, în plus înzestrată cu un cadou oratoric, tu pari întotdeauna ușor comunicativă și o persoană extrem de plăcută, deschisă și prietenoasă, dar în același timp ești un lucrător extrem de ambițios pentru care succesul și prosperitatea sunt sensul vieții. Ești carismatică, pe lângă faptul că ești dotată cu o intuiție puternică care te ajută în afaceri, ești activă și întreprinzătoare, tu poți să-ți dai seama cum să faci bani și apoi să-ți traduci pe deplin planul în realitate. Ești preocupată de imagina ta deoarece ești extrem de serioasă în privința ceea ce gândește societatea. Aceste lucru este pronunțat în special în momentele de întârziere când îți exprimi deschis uimirea și durerea pentru nerecunoaștere. Cu toate acestea, înfrângerile îți întăresc doar hotărârea de a merge mai departe. Întrucât prefer să acționeze numai la propria ta discreție, obții cele mai bune rezultate, acționând ca un antreprenor liber. Munca salarială nu este pentru tine. Tu nu o poți face fără scântei cu superiorii și colegii. Singura modalitate de a evita astfel de conflicte poate fi aceea de a-ți oferi libertate creativă completă, mărturisind doar convingerile proprii și urmându-ți sensul odată pentru totdeauna, nu accepti opiniile altora, tu te distingi prin persistența de invidiat. Adesea îți creezi dificultăți emoționale asociate cu viziunea ta naivă asupra multor fenomene. În cea mai mare parte, ești autodidact, educația formală rară ori te captivează, din fericire, având în vedere o idee clară despre ceea ce vrei să obții în viață, ești capabilă să dezvolți toate abilitățile tehnice necesare pentru realizarea planurilor tale, a avea un cerc mare de prieteni nu pare atât de important pentru tine căutând succesul dorit atunci încerci brusc să experimentezi propria ta popularitate în societate. Energia ta este în întregime îndreptată spre muncă, în afara căreia nu te gândești la existența ta. În relațiile cu ceilalți pare a fi o personalitate extrem de exigentă. Cei care doresc să-și conecteze viața cu tine ar trebui să fie pregătiți pentru orice. Într-adevăr, este aproape imposibil să fie la fel de plin de dinamism ca și tine, cel mai bun partener pentru tine nu poate fi decât potolit și supus. Cu toate acestea, însoțitorul vieții trebuie să fie o persoană unică, interesantă, și chiar dacă partenerul îți convine complet, vei persista în a continua să-ți ideile și stilul de viață asupra lui. Nu ești similară cu alți nativi din Berbec având astfel de calități? Încredere, activitate și întreprindere, ești o femeie puternică, autoritară și activă, trăind de nevoia constantă de a fi independentă. Prin natura te ești optimistă, generoasă și risipitoare, preferi darurile nepractice. Emoțiile sunt mai importante pentru tine decât bunurile materiale. Idealistă, conclinații filozofice spune adesea ce crezi fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 30 martie soarta ta? Pentru tine nu există compromisuri și căi de mijloc. Ai o personalitate simplă, îndrăzneață, strălucitoare, trăiești într-o luptă constantă cu alții. Nu este surprinzător faptul că nu prea ai grijă de consecințele propriilor tale acțiuni și cuvinte. Caracteristica esențială a ta este lipsa de realitate, tu continui să urmărești succesul. Acesta este uneori mai importantă decât confortul personal și chiar banii. Pentru tine un obiectiv important poate fi nu numai personal, ci și public. Chiar și eșecurile nu te vor face să te rătăcești și să-ți pierzi încrederea. Tu ești cu adevărat obsedată de visele tale. Ca rezultat ești literalmente condamnată la noroc. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că poți să aștepți succesul foarte multă timp. O altă trăsătură ta este un fel de lopind pe propria imagine. Imagina și părerea din partea societății sunt extrem de importante pentru tine. Câtă vreme ești interesată de un scop îl vei urmări cu frenezie. Mai mult, eșecurile îți întăresc hotărârea. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că nicio activitate nu îți poate aduce succes de plin tu poți atinge cele mai înalte vârfuri fără bariere, presiune și reguli impuse. Cel mai bun lucru pentru tine este rolul antreprenorului liber. Luptele cu conducerea și colegii nu vor aduce nimic bun de la tine companiei care te angajează. Dacă ai libertate de plină de acțiune și oportunități de creativitate, atunci vei avea succes. Pentru tine nu există autorități și opinia ale altor persoane numai credințele personale au greutate și valoare pentru tine. De asemenea, merită să amintesc că întârzierea și lenea sunt concepte incompatibile cu tine. Tu nu știi deloc cum să te odihnești. Energia ta irepetabilă te copleșește, ai o tenacitate unică. Nu este surprinzător faptul că te confrunți adesea nu numai cu dificultăți reale, ci și emoționale. Privești lumea ca un copil, Ești agresivă, dar și naivă în același timp, mai mult decât atât. Ești un excelent autodidact. Tu absorbi literalmente informații, știind cum să dispui în mod corespunzător de acestea. Adesea, educația în școală nu este interesantă pentru tine. Cu toate acestea, planurile grandioase sunt adesea făcute în gândurile tale, datorită faptului că proiectezi clar scopul reușești să stăpânești chiar și cele mai complexe probleme tehnice și să obții succes. În acest sens, ești extrem de exigentă cu tine însă În ciuda dificultăților, ești o prietenă ideală. Ești dispusă să-ți sacrifici timpul. Nu este ușor de comunicat cu tine, dar în întotdeauna ajuți. Dragoste și compatibilitate. Ai tendința să iubești însă și ideea iubirii? Nu tolerezi plictisala? Rămâi cu un partener atâta timp cât el va putea să-ți țină atenția trează, dacă interesul dispare, poți pleca. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai cu alte semne de foc, leu și săgetător, cu aceștia poți crea o pereche excelentă, în care înțelegerea reciprocă va fi la un nivel înalt, deși în orice combinație a acestor cupluri ambii vor trebui să-și restrângă pasiunea, astfel încât familia să se dezvolte pe picior de egalitate. O uniune bună și chiar promițătoare poate să fie cu vărțător, balanță și gemeni. Semnele aerului nu vor permite focului să se stingă sau cărbunilor să se răcească, dar trebuie să ai grijă ca focul să nu se transforme într-o flacără imensă. Nu ești compatibilă cu peștii, capricornul, racul, fecioara, balanța și scorpionul. Unii dintre ei nu te înțeleg deloc, iar cu tine nu vor găsi un limbaj comun, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești destul de simplă, poți subestima impactul cuvintelor sau acțiunilor tale asupra altor persoane, se întâmplă ca cearta cu cineva să interfereze cu cariera, cu toate acestea, nu te tem să începi totul de la zero, din nou și din nou. Tu te străduiești atât de tare încât ajungi la obiectiv, indiferent câte de multe încercări sunt cheltuite. Ești dispusă sub să subconștient să-ți dai viața muncii tale, atingându-ți complet obiectivul prețuit la bătrânețe sau în unele cazuri, din păcate, literalmente pe patul de moarte. Tu acorzi o mare importanță stilului tău deoarece înțelegi cât de important este acesta pentru un om de afaceri. Cu siguranță, trebuie să lucrezi pentru tine însăți, în propria ta afacere, lucrând pentru alții nu vei atinge niciodată succesul dorit, în plus, nu poți găsi un limbaj comun cu colegii și superiorite, de asemenea, te poți realiza ca liber profesionist sau prin creativitate. Îți este greu să asculți opiniile altora? Tu preferi să faci tot ceea ce tu însă consideri drept. Ești încăpățânată? Îți gândești calea încă din tinerețe și apoi încerci să nu te abați de la această schemă. Alții nu sunt întotdeauna confortabili cu tine care nu cunoște obosala, energia și activitatea ta pot să-i plictisească pe ceilalți oameni. Cel mai adesea, poți fi autodidact fără o diplomă, Dobândești toate cunoștințele necesare cu experiența sau autoeducația proprie. Drept urmare, ești foarte deschisă, dar de cele mai multe ori ești prea naivă. Ceea ce te salvează este cât stabilești obiective foarte clare pentru tine însă și totdeauna știi cu fermitate ce dorești într-o anumită etapă a călătoriei tale lungi către succes. Se întâmplă că la atingerea dorinței, să fii absorbită de faimă și de popularitate. Uneori, poți fi dezamăgită de obiectivele tale după ce ajung la ele, visezi să te întorci în trecut. Poți avea tendința să te îndrepți către singurătate, dar acest foc veșnic în interiorul tău continuă să arde și continuă să lucreze. De aceea te identifici complet cu afacerea ta, devenind interfața și nucleul firmei tale. Sănătate și boli Poți fi cu desăvârșire orcaholic al cărui flagel este stresul și obosala, lipsa de odihnă și lipsa de relaxare. Este foarte dificil pentru tine să găsești timp pentru un răgaz, deoarece îți dedici fiecare moment muncii tale. În plus, folosești adesea tot felul de stimulanți pentru a dedica mai multă timp și energie muncii tale iubite. Acesta este un dopaj intenționat și conștient. Toate acestea pot afecta sănătatea. Migrenele adesrate bântuie, precum și bolile oculare de la stres constant, iar carile dentare sunt obișnuite pentru tine. Trebuie să participi la ore de masaj care să te ajute să te relaxezi, să bei sedative, ceaiuri speciale pentru a scădea stresul. Este foarte de dorit să renunți la fumat, cafea și alcool, dar de cele mai multe ori nu îți imaginezi viața fără aceste mijloace. Tincturile homeopatice Băile, masajul, ceaiurile din plante pot fi recomandate ca remedii liniștitoare și relaxante. Avertismentele medicilor despre efectele dăunătoare ale unui stil de viață prea activ asupra inimii, stomacului și a altor organe, de obicei, trec prin urechea stângă și ies pe cea dreaptă. În ceea ce privește dieta ta, mănânci adesea pe drum, chiar și pâine uscată, care într-o zi poate duce la probleme serioase cu tractul digestiv, dar, în general, ești interesată de gătit. Dacă ai găsi mai mult timp pentru a pregăti alimente sănătoase, ar fi extrem de benefic pentru sănătatea ta. Nu e de mirare că există o zicală, noi suntem ceea ce mâncăm. De asemenea, trebuie să înveți să mănânci fără să te grăbești, să mesteci bine mâncarea, și să dai un tribut eforturilor bucătarului destinul și norocul. Ai fost înzestrată de univers cu o natură îndrăzneață și controversată, ai un potențial creativ uriaș, iubire față de risc, ești inteligentă și ambițioasă, practică, îți place să fii văzută, ești un lider natural, ai o mare intuiție. Viața ta ar putea fi frumoasă, dar totul depinde de direcția în care mergi, că te vei dezvolta pe tine poate fi un început negativ sau unul pozitiv. Ești neînfricată, norocoasă în viață și, în ciuda problemelor și necazurilor care uneori pot fi create de către tine, lucrezi mereu în toate situațiile învingându-i pe dușman și depășind rapid de toate obstacolele. Dacă tu vei alege calea auto îmbunătățirii, vei avea un mare succes, bogăție, noroc în toate eforturile condiții excelente de trai și o căsnicie fericită și de succes. Sfaturi pentru tine. În ciuda naturii tale complexe, tu nu te vei schimba sau trăda, vei veni întotdeauna în ajutorul prietenilor și al celor dragi. Pentru a ajuta pe cei dragi, poți sacrifica lucrul principal pentru tine însăți, munca ta. Desigur, tu nu vei renunța, dar vei găsi momentul potrivit și vei aranja munca astfel încât să rezolvi complet problemele celor dragi. Fii calmă. Nu te grăbi să dai explicații. Este posibil ca ceilalți să înțeleagă de la sine. Evită conflictele și controlează-ți latura mai aprigă. Învață diplomația. În anumite situații ești nevoită să faci compromisuri. Aceasta nu înseamnă că îți trădesc punctul de vedere. Nu te neglija. Pentru a deveni mai de succes ar trebui să ai grijă de tine însăți, trebuie să eviți disputele și să eviți confruntarea. Pacea și diplomația sunt ceea ce trebuie să înveți, ce cadouri ți se potrivesc, ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărimea prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse, ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii, atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu. În caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby? ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manichiură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți-le au dăruit ursitoarele tale.